Atunci când a înviat, Mântuitorul Iisus Hristos a arătat Sfinților Săi Apostoli, pe care i-a încredințat mai întâi pe ei înșiși de adevărul învierii sale. Și deodată cu aceasta, i-a trimis la propovăduire. I-a trimis la propovăduire în lume, și anume la propovăduirea aceea, tocmai adevărul învierii lui Hristos. Și a învierii noastre a tuturor celor ce vom crede prin propovăduirea lor în învierea Lui. Și că tocmai această înviere a Lui este temeiul mântuirii noastre ca oameni, din robia păcatului și a morții. Pentru că oricine face păcatul este rob al păcatului, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Lucru care nu poate fi contestat de nimeni și de nimic. Sigur, acum se pune următoarea problemă. Există pe această planetă, în momentul de față, 6 miliarde și ceva de oameni. Tot atâtea suflete, create de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu și chemate la asemănarea cu El. Acum, dacă noi plecăm la drum cu întrebarea cum se vor mântui toți acești oameni, de vreme ce suntem obligați să ținem cont de două cuvinte fundamentale ale Mântuitorului în ceea ce privește mântuirea oamenilor. Primul, mergând către apostolii săi, spune-le, zicându-le, botezați toate neamurile în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit eu vouă, cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. Iată condiția mântuirii omului, sau calea mântuirii omului. Cel ce va crede în propovăduirea apostolică, a adevărului învierii Hristos și a învățăturilor Mântuitorului Hristos și se va boteza, urmare firească a acestei credințe pe care o primește în numai Lui. Va primi luminarea Duhului Sfânt și darul Duhului Sfânt, care ce face? Regenerează cu puterea sa dumnezeiască de viață dătătoare firea căzută și coruptă prin păcat în moarte. Pe de altă parte, al doilea cuvânt al Mântuitorului Iisus Hristos, de care suntem obligați să ținem parte, să ținem cont, este acesta. De nu veți mânca trupul Fiului Omului și de nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în învuinșire. Să nu uităm că aceste cuvinte ale Mântuitorului, la vremea care au fost rostite acolo în Palestina, în Vechiului Testament, au produs mare sminteală printre cei ce le ascultau. Și au fost un prilej de mare dezbinare între evrei. Cum poate acesta să ne dea trupul său ca să-l mâncăm? Sigur, acesta nu mai este și a fost una dintre acuzațiile pe care i le-au adus acești înverșunați dușmanii săi în fața judecății Sinedriului, spunând că propovădește doctrine dezgustătoare, ne invită să mâncăm trupul și să bem sângele. Ceea ce sigur că, inclusiv în ochii unui om modern de astăzi, în auzul unui om modern de astăzi, ar putea părea ceva foarte macabru, ținând de canibalism și nici de cum de o umanitate superioară. Dar problema acum nu mai este o taină pentru noi creștini după 2000 de ani de creștinism, faptul că învățătura aceasta Mântuitorului se referea tocmai la Sfânta Împărtășanie și la taina aceasta supremă din șirul celor 7 sfinte taine ale bisericii, prin care omul primește harul lui Dumnezeu, care îl curățește, îl iartă, îl sfințește, îl luminează și îl mântuiește și îl îndumnezeiește, și că se referă la taina Sfintei Euharistii, la misterul acesta, la al prefacerii pâinii și vinului în trupul și sângele Domnului. Lucru pe care El însuși l-a săvârșit prima oară, ca adeverință că într-adevăr se face cu puterea lui Dumnezeu, de la Dumnezeu și prin Dumnezeu, atunci când în joia cinei cele taine a săvârșit pentru prima oară pe pământ prefacerea pâinii și a vinului în trupul și sângele Său, și a dat-o Sfinților Apostoli, ea prin trânsi și după aceea ne-a dat-o nouă tuturor. Deci, de aceste două cuvinte ale Mântuitorului dumnezeiești, trebuie și suntem obligați să ținem cont dacă vrem să înțelegem corect termenii mântuirii omului. De aceea, să nu ne înșelăm, discuției care, dacă ne aducem aminte, se punea încă de pe vremea Sfinților Ruși în secolul al XIX-lea, atunci când zorii modernității inundau cam toate straturile sociale și toată lumea a început să-și pune dileme și probleme din acestea intelectuale superioare, că mântuirea ar fi ceva la îndemâna oricui, nici de cum. Omul, oricât ar fi de deștept cu mintea, oricât ar fi de bun sau de virtuos cu inima, oricât ar fi de puternic în trupul său și în virtutea sa și în darurile sale, nici de cum nu poate atinge mântuirea fără harul lui Dumnezeu. Har al lui Dumnezeu, energie necreată care izvorăște din ființa lui Dumnezeu și se revarsă în chip pruniator asupra zidirii, asupra creației, și care este primit de om numai prin cele 7 sfinte taine ale bisericii, prin botez,
care iartă păcatul strămoșesc și toate păcatele personale făcute de om până la momentul botezului, prin pecetuirea cu Sfântul și Marele Mir, care pecete este de fapt semnul și puterea Duhului Sfânt care se imprimă și umple ființa omului, trupul și sufletul deopotrivă cu cele 7 daruri de căpetenie ale Sfântului Duh, și după aceea prin spovedanie continuă de-a lungul vieții, prin împărtășanie regulată, prin Sfânta Taina Cununiei, care iată unește bărbatul cu femeia și sfințește gătura trupească și zămislește prunci, naș, rodește viață pentru mântuirea neamului omenesc și perpetuarea lui pe pământ și în istorie, și prin toate celelalte.